Animal Fest a debutat oficial sâmbătă 18 mai la ora 10, cu deschiderea oficială programată pentru ora 11. Evenimentul a început cu un discurs introductiv ținut de rectorul universității, care a subliniat importanța educației și a îngrijirii animalelor de companie. O premieră a acestei ediții a fost cursul de prim ajutor pentru animalele de companie, intitulat Pet First Aid, care s-a desfășurat duminică, 19 mai. Cursul a fost bine primit de participanți, oferindu-le cunoștințe esențiale pentru a interveni în situații de urgență. Instructorii au demonstrat tehnici de resuscitare, îngrijirea rănilor și alte măsuri de prim ajutor, sublinind importanța intervențiilor rapide și corecte. Au fost foarte multe lume. În cele două zile de eveniment, cei de la securitate care asigură campusul au apreciat că au fost în jur de 5.000 de mașini și peste 18.000 de vizitatori în cele două zile de evenimentului, sâmbătă și duminică. Expoziția chinologică, animale de fermă expuse pe teren, am avut rumegătoare mari, am avut vaci, cuitei, am avut păsări ornamentale, iepurași, cai și progresia cu cai care s-a desfășurat duminică, iarăși a fost foarte apreciată, și expoziția de pisici și reptile și insecte care s-a desfășurat în sala de tenis de câmp a universității. Am avut 64 de studenți în fiecare zi care au adăpat și au hrănit animalele. Mă rog, ne-au ajutat la organizare, au stat la corturile universității, au gestionat vizitatorii în sala de tenis de câmp unde a fost expoziția de pisici și insecte și reptile. Pe lângă activitățile interactive, participanții au avut ocazia să viziteze Muzeul de Anatomie Profesor Dr. H.C. Vasile Coțofan și compartimentul de urgențe din cadrul Facultății de Medicină Veterinară. Aceste vizite au oferit o perspectivă detaliată asupra anatomiei animalelor și a îngrijirii veterinare, fiind de mare interes pentru studenți și profesioniști. Animal Fest 2024 a fost un eveniment de mare succes, reușind să aducă împreună comunitatea iubitorilor de animale din Iași și să promoveze educația și bunăstarea animalelor.